După ce Claus Iohannis le-a recomandat românilor să joace golf, un sport care necesită o investiție de mii de lei pentru a fi practicat, polițiștii îl ironizează pe președinte. Sindicatul Europol a publicat o înregistrare video cu un scandal din capitală. Pe înregistrare pot fi observate mai multe persoane care se bat în mijlocul străzii, folosind inclusiv o crosă de golf. La scurt timp, după declarația de sâmbătă a lui Claus Iohannis, președintele României, de pe un teren de golf din județul Alba, prin care încuraja românii să descopere acest frumos sport care oferă multe satisfacții, pe un bulevard din București s-au scos crosele. Fenomenul agresiunilor din trafic este tot mai accentuat, iar faptul că astăzi orice șofer poate avea în mașină la îndemână orice obiect de genul bătă de baseball, crosă de golf, săbi sau macete, ne demonstrează încă o dată cât de depășită este legea și politica penală din România, scriu polițiștii pe pagina de Facebook a sindicatului Europol. Din primele date a rezultat faptul că cei doi conducători auto s-ar fi șicanat în trafic chiar la o intersecție în zona unui parc, au coborât din autoturisme și după un schimb de replici s-au lovit reciproc. Unul dintre bărbați a fost reținut.